Gata. Uite acum îți dă mama să fac. Puiul mama. Cine e drăguțul, mama drăguțul? Eu sunt mama drăguțul. Te crezi la discotecă, ce? Ia tu banii ăștia, du-te la bufet și zile la ea să-ți dea o cutie de lapte praf, da? Păi hai, du-te odată, hai să-ți văd mersul, ce stai? Gata, bre, ia uite mersul, bre, ia uite cum mă duc. Doamne, ia și știu și pe ăsta, așa, și mă vezi din față, așa, hai, și ia uite și din spate, eu. Auzi? De rest, ia și tu ceva, că te văd așa agitat. Ia acolo o pungă de pufuleț. Hai, bre, că nu mai știu de pufuleț, lasă-mă cu astea. Hai, crezi cu și tu. Auzi, bre, ce-ți trebuie ție lapte praf? Ți-a făcut Adi vreo surpriză și te lăsați pe la ușă? Nu se cu asta, mă. Asta, mi-a fătat cățeaua și uite, nu le dă aia să sugă, na. Bine, gata, bre. Hai. Să rămân la comod. Hai. Ce faci, mă, aici? Ia uite vedeata! A venit pe la noi, bravo, mă, bravo, la TV, mă! Te prinde bine, îți merge, bravo! Mersi! Ce să fac, mă, uite, m-a chemat măta mare să mă duc să iau niște lapte praf. Am crezut că i-a făcut vreun copil una și le-a lăsat lui măta mare. Doamne, ferește, băi, și nebun la cap! Dă-ți peste gură! Zic și eu... Hai, salut, hai, vorbim! Pa! Mama e! Au! De ce l-ai trimis pe blondul să-ți ia lapte praf? Ia uite-te cine a venit! Nepotul rătăcitor! Să rămână, mamaie! Să rămână, mamaie! Ți-ai adus aminte că e o mamaie? Ce vrei? Am venit să-mi iau și niște haine. Dar ce-ți trebuie pe ție hainele alea vechi? Păi nu te îmbraci acolo frumos ca pe o vedetă la TV-ul acolo? Lasă-mă-mi pace, că nu mai îmi place la TV-ul. Păi de ce, bă? Ești acolo cu Gheorghița? Sunteți amândoi din Butimanu, faceți o pereche frumoasă. Gheorghița? Nu îi se mai zice Gheorghița. Da, cum? Gia. Cum? Gia. Gia? Da. Ia auzi, Gia. De aceea Gia. Auzi, pentru mine tot Gheorghița e. Gia. Auzi, dar pentru ce îți trebuie lapte praf? Ia uite așa ca să-mi reproști. Uite, v-am apucat de bău lapte praf, na? Trebuie că... O mai lasă Laura pe aia mică la mine, așa că e și ei ocupați. Da. Și... Păi și de ce? Le iei tu lapte? Păi da, vrea că sunt bună la suflet și îmi dă bani după ce crezi. Că... Aș o grijă, nu? Ce să fac toată ziua, sigur. Bine. Păi aici, unde duci? Cas. Păi nu, că a spălat pe jos acum proaspăt și la șurbel. Ți-aduc eu ce-ți trebuie. Dar nu știi ce vreau. Ei, nu știu. Trelingul ăla cu auriu. Da, ăla. De unde știu? E și greu. Dumnezeu! Andreea, vreau să-mi povestești exact ce ți-aduce aminte după momentul în care s-au luat curentul. Eu eram în bucătărie cu Ana. Ei făceau în ceaia de lei. Și mama cu Florica rezolvau cu Ana aia de curent. Mă rog. Încercau să rezolve. Sau aceea și las fata asta să seacă cu gureaza unde dărdăiți aceea de frică. Auzi, hai că nu-i treaba ta. Hai. De ce n-are ursul coadă? Auzi, dar pe tine cine te-a chemat aici? Eu nu! Ce vorbești, Andreea? Cum atrag cuca? Ți-ai trecut de o mincinoasă, Florio. Păi, nu ți-e rușine. Eu am venit la tine să văd dacă e lumină. Nu te-ai chemat eu pe tine la noi să ne faci tu la o lumină. Da, că voi e ce frate, tu ce-ai trage un fum în capsă. Du-te la tine acasă. Așa e, du-te acasă, nu mai fi capsoman așa. Eu cu tine n-am ce să discut. Uite aceea, Ana, fata mea, eu am suflet mare pe mine. Nu mă lasă sufletul, vei să te lasă aceea și nu-ți iau niciun ban. Aia cu... Ana, ia lasă-o, domne, că poate să duce și să corentează singura, să se corenteze pe barba ei. Stai, fată, unde te duci, că nu vezi nimic acolo, e beznă. Și pe urmă?
Și pe urmă m-am dus cu mama la ei pentru că ei aveau lumină. Atât? Și apoi mama a plecat la Butimanu, că avea treaba acolo, și eu m-am întors aici și am aflat ce s-a întâmplat. Bună seara! Sunteți la comandă? Nu, nu am curs la ora asta, dar vă duc. Mulțumesc. Mergem în Butimam. Nu merg în direcția aia. Haideți, vă rog, că nu rămânem acolo. Mă așteptați și ne întoarcem. Deci mama ta poate să confirme că ați fost împreună? Da, mama o să confirme că am fost cu ea. Perfect.